De aceea, frați și surori, haideți împreună să spunem cum a spus odinioară David în Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Frați și surori, aș vrea să fie dorința aceasta în inima noastră a fiecăruia. Și ori de câte ori avem harul din partea Domnului să mergem la casa de rugăciune, fie la biserică, fie așa aici să ne adunăm pe Zoom, să-L proslăvim pe El, pentru că nu știm, vremurile care le trăim nu mai sunt vremuri sigure cât o să mai fie deschisă și biserica, cât o să mai fie și cu Zoom. Și cât mai avem har să putem să mergem să ne bucurăm cu frașii, cu surori la biserică. Haideți să nu stăm nepăsători. Să nu stăm nepăsători de o mântuire așa de mare. Pentru că prețul de răscumpărare pentru mine și pentru dumneata a fost un preț mare. Și de aceea vrem să îl binecuvântăm pe Domnul și în această seară. Să chemăm prezența Lui peste noi, fiecare unde suntem. Și El să coordoneze și seara aceasta. El să lase cuvânt, pentru că avem nevoie de cuvânt. Cuvântul să nu lipsească niciodată din inima noastră, din corturile noastre. Pentru că cuvântul acesta e un cuvânt scump. Și poate că acum avem multe Biblii acasă, dar poate vom prinde vremuri când o să fim nevoiți să fugim și să nu mai avem cuvânt cu noi. Și atunci ce am adunat acum în vremurile acestea bune, aia va rămâne. Ce aduni aici nu poate să-ți ia nimeni. Nimeni nu poate lua. De aceea, frați și surori, avem un har deosebit și la această seară să stăm în prezența Domnului și Domnul să reverse bucurie și har în această seară. Aș vrea să rog un frate, o soră, la care Domnul îi pune pe inimă, să înalți o rugăciune, să ceară ajutorul Domnului peste seara aceasta, peste toată slujba care vom face aici. Cântări, poezii, cuvânt. El să fie înălțat și El să binecuvinteze fiecare suflet în parte. Și pe care Duhul Domnului îl îndeamnă să înalțe rugăciunea aceasta, vă rog să deschidă microfonul, să înalți o rugăciune și noi ceilalți să-L însoțim cu amin și după aia o să continuăm. Domnul să fie slăvit. Amin. Doamne Tată Ceresc, venim în seara aceasta înaintea măririi Tale. Așa cum ne știi și ne cunoști, Doamne, venim să-ți mulțumim că până în clipa de față ai fost cu noi.
Ce bun ai fost, o Domnul meu, cu mine, un rob netrebnic și neînsemnat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, samaritian, milos și minunat. N-am meritat să-mi faci atâta bine, samaritian, milos și minunat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Te laud pentru ungerea divină și pentru patea ce o lași pe pământ, pentru că încă vine norul slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Pentru că încă vine norul slavei și se aud cântări prin Duhul Sfânt. Aș vrea să-ți mulțumesc, să-ți cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Ce bun ai fost în ceasul încercării, prieten credincioși și neschimbat. Când ți-ai pus mâna în clipele durerii, pe fruntea mea și am fost vindecat. Când ți-ai pus mâna în clipele durerii, pe fruntea mea și am fost vindecat. Aș vrea să-ți mulțumesc, să-ți cânt, te iubesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc, aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Aș vrea să-ți mulțumesc, să cânt, să te slăvesc. Aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. În toată viața mea, aici cât mai trăiesc, aș vrea, Iisus, să-ți spun că te iubesc. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze. Amin pe noi toți. Slăvit să fie Domnul. Cine-i oare meșter mare în întregul univers, care să mă modeleze dându-mi chipul său ceresc? Fă-n-i în mine ce ai vrea să fii, o vioară a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Fă din mine ce ai vrea să fiu, ce ai vrea să fiu, o simfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. El e piatra lepădată de zidar sus pe calvar,
Doar El poate să ne facă Petre vie, Sfânt al Tău. Fă din mine ce ai vrea să fii, o vioară a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Fă din mine ce ai vrea să fiu, ce ai vrea să fiu, o simfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Azi purtata vasul slavei, măreția Domnului, mâine însă transformate vom fi sus ca salut. Fă din mine ce ai vrea să fii, o vioară a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în dragoste să cresc. Fă din mine ce ai vrea să fiu, ce ai vrea să fiu, o simfonie a iubirii tale, să cânt pe coarda harului ceresc și tot mai mult în drag și pe urma ta călcă, ajută-ne să înainte, și la țintă să ajunge, ajută-ne să înainte, și la țintă să ajunge. Ținta noastră ești Iisus, să ajungem la tine sus, căci prin harul tău cel sfânt, noi trăim pe acest pământ, căci prin harul tău cel sfânt, noi trăim pe acest pământ. Ai revărsat din harul tău, să ne bucurăm mereu, din harul binecuvântat, de la moarte ne-ai scăpat, prin harul de la moarte ne-ai scăpat. Să luptăm jos pe pământ,
Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne Tu putere mare, să nu obosim pe cale. Dă-ne Tu putere mare, să nu obosim pe cale. Pe calea îngustă să călcăm și să nu ne-ndepărtăm, căci vremuri grele vor veni, cu tine vom birui, căci vremuri grele vor veni, cu tine vom birui. Dacă rămânem pe cale, vom primi cununa care Tu, Iisuse, ne-ai promis. Când vom fi acolo sus, în slavă Tatălui Ceresc, cu acei ce biruiesc, în slavă Tatălui Ceresc, cu acei ce biruiesc. Amin, Doamne ajută! Domnul să vă binecuvinteze, surorilor mele scumpe. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea în continuare să rog și pe mama mea să laude pe Domnul cu o cântare. După aia aș vrea să rog și pe fratele Sandu Țandea să laude din nou pe Domnul cu o cântare. Și după aia aș vrea, frați și surori, să ne pregătim inimile, să ascultăm și cuvântul Domnului prin fratele Șimoneac. Domnul să îl binecuvinteze, să ne rugăm pentru el ca Domnul să îl însoțească și să spunem, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă și să-ți facă Domnul și în această seară o scăldătoare. Avem nevoie ca Domnul să ne vorbească la fiecare și Domnul să-și proslăvească numele. Amin. Slăvit să fie Domnul! Și noi fiind înconjurați de un or așa de martor, să înlăturăm orice păcat, privind spre țărmul celălalt. Așa creștinii au luptat și nu s-au dat în lături. Să înlăturăm orice păcat, privind spre țărmul celălalt. Așa creștinii au luptat și nu s-au dat în lături. Să le urmăm cu dor nespus credința lor supremă, că s-au luptat și au învins creștinii noștri ce s-au stins. De dorul lui au fost cuprinși, mergeau cântând pe arene, că s-au luptat și au învins creștinii noștri ce s-au stins. De dorul lui au fost cuprinși, mergeau cântând pe arene. Când legile i-amenințeau
și atunci nu aveau frică. Când iarele le slobozeau, pe mici și mari îi sfâșâiau, dar ei de dor mai mult ardeau, nici de asta n-aveau frică. Când fiarele le slobozeau, pe mici și mari îi sfâșâiau, dar ei de dor mai mult ardeau, nici de asta n-aveau frică. De foame istoviți de fric, ei pribegeau departe, prin munți și peșteri alungați, prin temnițe cu fier legați, loviți mai crud și amenințați, de Domnul nu-i desparte. Prin munți și peșteri alungați, prin temnițe cu fier legați, loviți mai crud și amenințați, de Domnul nu-i desparte. Cântau al mântuirii când mergeau urcând pe cale, și atunci când intrau pe râm, în subterane și strigând, la cel ce zice vine curând, vegheați în așteptare. Și atunci când intrau pe râm, în subterane și strigând, la cel ce zice vine curând, vegheați în așteptare. Căci am să vin ca și un hoț în noaptea cea târzie. Vegheați păzița mele porți, și atunci eu n-am să vin ca hoț, căci voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vegheați păzița mele porți, și atunci eu n-am să vin ca hoț, căci voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. În vremea ce ne-a mai rămas, să stăm în așteptare. Și înapoi noi niciun pas, înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să-i cântăm osanale. Și înapoi noi niciun pas, înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să-i cântăm osanale. Amin. Să ne ajute Domnul. Domnul Iisus, să vă binecuvânteze. Să vă binecuvânteze. Să vă binecuvânteze.
Domnul Iisuse, te binecuvânteze, sora Veronica, cu multă sănătate. Mulțumesc, Domnul, să vă binecuvântez. Pacea Domnului la toți frații, Domnul să vă binecuvânteze. Slavă fie. Amin. Sunați din trâmbițe, Sio, treziți pe acei ce dor. Opreți-vă de dulci, curând plecăm de pe pământ. Doamne, te-așteptăm cu dor, știm că-și vei veni pe noi, ca un stol de porumbe. Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Creștinilor, nu vă șela, în lumea nu va semăna. Deci numai cine este sfânt va fi luat de pe pământ. Doamne, te-așteptăm cu dor, știm că-ți vei veni pe noi, ca un stol de porumbe. Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Iar candela vă fie plină, unde lemn să fiți lumină. Strigarea când s-a auzit, să ne înălțăm de pe pământ. Doamne, te-așteptăm cu dor, știm că-și vei veni pe noi,
Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răbirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răbirea creștinilor. Ne-am întâlnit cu Domnul Sfânt și vom uita de acest pământ. Acolo în rai, în veșnicii, trăivă-n numai bucurii. Doamne, Te așteptăm cu dor, știind că Ți vei veni pe dor. Ca un stol de porme, Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răbirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răbirea creștinilor. Doamne, Te așteptăm cu dor, știind că Ți vei veni pe dor. Ca un stol de porme, Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răbirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răbirea creștinilor. Domnul să te binecuvinteze, frate Sandu. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Tot pe pacea lui. Părintele. Și gloria lui, mărirea lui, slavă lui, întâlnește veci. Fratele Simoneac, Ionică, pentru sănătatea dumneavoastră spirituală, vă rugăm folosiți Scriptura. Luați notițe și împliniți cele auzite. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Vă dorim audiție plăcută. Binecuvântați de El. Aș dori în continuare să rămânem cu toți împreună acolo unde suntem, într-un duc de rugăciune, știind, așa cum a spus psalmistul, Doamne, dacă Îți deschizi mâna, satul după dorință tot ce are suflare, dacă Ți-o închizi, ele tremură. Apoi, în a doilea rând, nădăjduim în căpetenia desăvârșirii credinței noastre, potrivit Evrei, capitolul 12, versetul 2. Ceea ce aducem noi nu este desăvârșit, mesajul pe care îl voi aduce nu va fi un mesaj desăvârșit, suntem oameni limitați, dar nădăjduim în ungerea Lui și în harul Lui care poate binecuvânta și poate să rămână peste fiecare în parte acolo unde suntem și ungerea aceasta să ne călăuzească în întrebările care le avem înaintea Lui Dumnezeu și în nevoile sufletelor noastre.
Așa că cred din toată inima că ceea ce aduce biserica, dacă aduce prin Duhul Sfânt, căpetenia desăvârșirii Domnului Iisus Hristos desăvârșește lucrările aduse, desăvârșește rugăciunea noastră, închinarea noastră și face ca această rugăciune să ajungă și închinare desăvârșită înaintea scaunului de îndurare a Tatălui. Doresc cu ajutorul lui Dumnezeu și prin îndurarea Lui să vorbim puțin despre tema care o avem în această seară, soluția de a ieși din boală. Voi face la început câteva gânduri generale despre boală, despre suferință, despre necaz și încercare, iar mai pe urmă vom căuta să ne aprofundăm asupra unor soluții puse la îndemâna omului cu ajutorul lui Dumnezeu ca omul să fie izbăvit de boală. Frați și surori, în primul rând, cred că ar trebui să facem fiecare și cel puțin în mintea mea fac distinția aceasta între boala spirituală și boala fizică. Boala spirituală, care poate cuprinde și anumite boli psihice, de pildă, descurajări, depresii, deznădejde și așa mai departe. Acum e foarte important să facem diferența între bolile spirituale și bolile fizice, din pricină că Dumnezeu are anumite tratamente pentru anumite boli. În primul rând, aș dori să subliniez despre bolile spirituale, frați și surori, că de ele Domnul în îndurarea Lui vrea să ne scape și este dispus și este voia Lui să ne scape de toate. Atunci când avem o apăsare a celui rău, atunci când avem anumite stări spirituale, sufletești, psihice, Domnul Dumnezeu nostru vrea să ne scape și să ne facă să fim deplin dăruiți Lui. Referitor, frați și surori, la boala în trup, aș vrea să fac puțin o afirmație și să o explic. Am auzit de multe ori în viața aceasta afirmația, vino la Iisus și Iisus îți va rezolva toate problemele tale. Dintr-un punct de vedere, dacă este înțelesă corect, este o afirmație corectă și poate fi înțelesă corect, dar s-ar putea să și fim amăgiți de însăși această afirmație. Referitor la boala fizică, frați și surori, Dumnezeu nostru nu că nu are putere peste orice boală, ba da, din potrivă, spune Scriptura că mergea prin rod și vindeca orice boală și orice fel de neputință care era. Dar nu întotdeauna este și voia lui Dumnezeu să ne scape de bolile noastre pe care le avem în trup și de durerile pe care le avem în trup. De aceea e foarte important când pornim spre acest drum al mântuirii să pornim cu o credință bazată în Dumnezeu și o credință reală. De ce? Pentru că au fost oameni care au venit la Dumnezeu crezând că în momentul în care vor veni la Dumnezeu vor scăpa de tot ceea ce este greu și nu vor mai avea greutăți și necazuri. Fiind poate înștiințați sau învățați de o evanghelie a prosperității și nu de evanghelia adevărată. Da, Domnul Iisus Hristos a spus că lumea vom avea necazuri, dar să îndrăznim la El că Cel a biruit lumea. Harul pe care îl avem din partea lui Dumnezeu, că chiar dacă nu este voia Lui să ne scape de toate suferințele care avem în trup, El se angajează să fie cu copiii Lui chiar și în cele mai grele momente din viață. Acum, ca și o paranteză referitor la bolile acestei fizice, trebuie să ținem cont, vrând nevrând, fie că ne place, fie că nu și avem deseori durere în inimă, există în lumea aceasta și oameni limitați din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihic, care se nasc pe acest pământ și care sunt limitați și îngrădiți. De ce așa o știe Dumnezeu? Și nu vreau să intru în această temă, doar să pomenesc. S-au întrebat de multe ori și am auzit întrebând ce va face Dumnezeu cu oamenii care totuși au fost limitați psihic, limitați fizic și n-au putut să vină la Dumnezeu în felul în care au putut alții. Frați și surori, nu știu multe răspunsuri și nu le am. Dar știu un lucru, că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu drept și va cântări pe fiecare după Sfânta Lui voie și în Sfânta Lui dreptate. Pentru că Dumnezeu nostru este și un Dumnezeu bun, dar este și un Dumnezeu drept. Și pentru aceasta merită El să fie lăudat. De aceea, chiar când apar aceste suferințe în jurul nostru, în familie noastră sau în oamenii din jur, știm că toate aceste lucruri vin din mâna lui Dumnezeu. Următoarea împărțire care o fac în mintea mea ca să pot să înțeleg, în special, pentru vederea mijlocirii, este faptul să facem diferența între încercare, ca și încercare divină, precum a fost în viața lui Iov, și ca și încercare, ca și boală și ca suferință, ca atunci când este pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, au venit la un moment dat încercarea în viața lui Iov de pe o zi pe alta. Nu a fost înștiințat. Și aici vreau să subliniez că la unele încercări și greutăți și boli Dumnezeu ne înștiințează din vreme, vezi că vei trece printr-o anumită suferință, însă la unele și unele dureri și suferințe vin în viața noastră de pe o zi pe alta. De aceea chiar din fața de copilărie bunicul mă lua lângă el și îmi spunea, Ionică, roagă-te în această viață să-ți dăie Dumnezeu putere să treci peste toate lucrurile, căci de pe o zi pe alta vin anumite încercări, anumite dureri, anumite pierderi care te pot doborâ, dar roagă-te să-ți dăie Dumnezeu putere să treci peste ele.
Ei, este foarte important să facem distincție atunci când încercarea sau boala este ca o încercare din partea lui Dumnezeu. La Iov a venit încercarea fără ca Iov să se fie abătut de la poruncile lui Dumnezeu, ci pur și simplu a fost încercat și testat și diavolul, lumea spirituală, Dumnezeu privea la el ceea ce va face Iov. Frați și surori, atunci când oamenii sunt și trec prin anumite boli și suferințe și în special această încercare vine ca o boală în trup, de pildă, atunci e foarte important să știm că e foarte important să știm voia lui Dumnezeu și să știm cauza de ce omul a ajuns acolo. Desigur, noi nu suntem chemați să spunem omul acela suferă că a încercat, omul acela suferă că e pedepsit, pentru că s-ar putea deseori în viață să greșim, ci prin descoperire date de Duhul Sfânt putem înțelege voia lui Dumnezeu. Iar în a doilea rând, este iarăși foarte important să știm atunci când este o pedeapsă divină asupra unui om. Mă refer la boala spirituală și la boala fizică. Era pedeapsa lui Dumnezeu în tabără peste poporul lui Israel și Moise o mijlocit aducându-i aminte lui Dumnezeu de ceea ce a strigat că este plin de milă, milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate. Atunci când mijlocim pentru oameni încercați, avem dreptul înaintea lui Dumnezeu, din înțelegerea mea, să cerem dreptatea lui Dumnezeu. Doamne, acest om este copilul tău. A ajuns în această suferință, în această boală, în această încercare. Te rog din pricina dreptății lui împreună cu poporul tău, nu-l lăsa. Ei bine, bine, în momentul în care suferința este lăsată ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, eu nu pot apela la dreptatea lui Dumnezeu, ci trebuie să apelez la mila, la îndurarea, la harul lui Dumnezeu, ca să cer îndurare. Frați și surori, aș dori să citesc un verset din 2 Samuel, capitolul 12, versetul 14, subliniend ceea ce Dumnezeu îngăduie chiar atunci când omul îl păcătuiește și s-ar putea anumite lucruri în viața noastră să fie pedepse divine, s-ar putea. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-i hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. David este pedepsit din pricina păcatului înfăptuit și Dumnezeu își revarsă prin această lucrare pedeapsa peste el. Chiar dacă trăim o vreme când Dumnezeul nostru parcă a devenit un Dumnezeu modern și mulți îl prezintă doar ca un Dumnezeu bun, frați și surori, ceea ce aș dori să nu uităm și în mod special cei tineri care suntem, Dumnezeul nostru e și bun, dar Dumnezeul nostru e și drept. Și când Dumnezeul nostru ia niște hotărâri, cu toate că suntem copiii Lui, cu toate că am fost răscumpărați, hotărârile lui Dumnezeu adesea sunt și unele hotărâri care ne duc durere în viața noastră. Când lua Dumnezeu hotărâre către Moise și-a spus, Moise, tu nu vei intra în țară. S-a pus omul lui Dumnezeu care vorbea către gură cu Dumnezeu și totuși Dumnezeu nu și-a schimbat hotărârea. Asta pe mine nu mă descurajează în vederea mijlocirii, că am văzut de multe ori Dumnezeu prin mijlocire și-a schimbat hotărârea chiar de pediapsă, dar mă face să umblu cu frică în timpul pripegiei pe pământ. Că s-ar putea unele examene și unele teste în viață neluate să mă coaste scump. Sau s-ar putea unele pribegii de parte de Domnul în viața aceasta să mă coaste scump. Și Domnul Dumnezeul nostru vrea ca să avem viață și să aveam din belșug și să ne ajungem aici. Apoi, frați și surori, aș dori să amintesc că există unele boli, în special în trup, care sunt consecințe ale negrijării sănătății noastre sau consecințe ale păcatului în viața noastră. De pildă, apar anumite consecințe în trup în momentul în care omul fumează regulat și la un moment dat plămânii cedează sau apar anumite complicații. Dumnezeul nostru ne-a chemat să avem grijă chiar și de sănătatea asta noastră fizică, pentru că trupul acesta este templul Duhului Sfânt și trebuie să-L îngrijim ca să putem să fim la maxim disponibil pentru a face lucrarea lui Dumnezeu și a sta la îndemâna Lui. Aș dori puțin să amintesc din nou și să repet, Dumnezeu este stăpân și știe de ce sunt îngăduite încercările. Și de multe ori, ca și oameni, s-ar putea să greșim în afirmațiile noastre, să spunem, măi, e o pedeapsă divină sau e o încercare din partea lui Dumnezeu. De aceea, e foarte important să căutăm îndrumarea Domnului, dar nu ca să știm numai, ca să știm și să ne aflăm întreabă, ci să știm cum să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Următorul gând care aș dori să-l amintesc este scopul lui Dumnezeu, să avem scopul lui Dumnezeu și scopul diavolului. Scopul lui Dumnezeu este să avem viață spirituală din belșug și să fim pe deplin sănătoși din punct de vedere spiritual. Scopul lui Dumnezeu adesea în viața noastră este și să ne vindece bolile noastre în trup, dar cum am amintit, câteodată le îngăduie în viața noastră totuși să rămână. Scopul diavolului care este? Scopul diavolului este să ne ducă la moarte. Și aici mă refer fie la moarte fizică, fie la moarte spirituală. La moarte spirituală, cred că e foarte simplu și se înțelege, diavolul vrea ca sufletele noastre să moară față de Dumnezeu și să ajungem în păcate.
referitor la această viață. Scopul diavolului este pe cei care sunt departe de Dumnezeu să-i pună în țărână, să n-aibă timp să se întoarcă la Dumnezeu. Scopul diavolului este ca să lovească viteșii din poporul lui Israel, ca ei să se stingă și Israel să nu mai aibă biruință prin oamenii lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Acum, ceea ce aș dori să fim atenți, dacă diavolul nu reușește să ne omoare total, va căuta, dacă nu reușește diavolul să-l distrugă pe luptător în toată ființa lui, să-l pună la pământ și să-l omoare, diavolul va căuta să lovească integritatea luptătorului. Și acum vreau să dau un exemplu fizic, dar care se înțelege spiritual. În 1 Samuel, capitolul 11, Nahaș cere un lucru și spune izraeliților: vă dau pace, vă dau liniște, dar supuneți-vă mie și acceptați ca fiecare om să-și scoată ochiul drept. Și un lucru foarte important. Oamenii țineau cu mâna stângă scutul și cu ochiul drept se uitau să vadă vrăjmașul atunci venind și să știe cum să se apere. În momentul în care eu nu mai am ochiul drept, trebuie să-mi scot tot capul ca să pot să văd de lângă scut și să-mi expun în această luptă spirituală toată ființa și să nu mai am coiful mântuirii. Deci diavolul, dacă nu va reuși să ne omoare, să ne ducă într-o moarte totală, va căuta să aducă anumite stări, anumite boli spirituale în viața noastră ca să ne limiteze sau să ne împiedice, cu scopul ca să stăvim în ele și să ajungem departe de Dumnezeu. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 38, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care în îndurarea Lui vrea să ne protejeze și să ne apere ființa în lumea aceasta spirituală și chiar în lumea fizică. Acum aș dori să amintesc puțin despre încercarea din partea lui Dumnezeu, nu ca pedeapsă, ci ca o încercare. Și haideți să deschidem Scriptura la Marcu, capitolul 4, și o să citesc de la versetul 34. Să înțelegem puțin de ce Dumnezeu îngăduie unele încercări în viața noastră. Nu le vorbea deloc fără pierde, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit pe mare o furtună de vânt care arunca valurile în corabie. Așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătăi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat și a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși, tot n-aveți credință? I-au apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și mare? Spune Scriptura că ucenicii au mers pe urmele Mântuitorului și se duc pe mare și la un moment dat vine furtuna. Eu n-aș vrea să repet acest pasaj pentru că cred că fiecare dintre dumneavoastră îl cunoașteți bine, dar aș vrea să trag cel puțin trei concluzii. De ce e îngăduită furtuna în viața noastră? În primul rând, spune în versetul 34, nu le vorbea deloc, fără pilde, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Domnul Iisus le lămurea verbal, dar la un moment dat, Domnul Iisus Hristos le lămurește prin îngăduirea furtunii. De ce? Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat, Domnul Iisus Hristos nu a fost prima zi cu ei, ci ei deja aveau în spate umblare oarecare și un timp oarecare cu Dumnezeu. Dar sublinierea care își vrea să aduc unele laturi din partea lui Dumnezeu, unele caracteristici ale Lui, unele tării, unele puteri, nu le vom descoperi până în momentul în care nu-L vom vedea pe Dumnezeu în viața noastră. Ucenicii la sfârșit, și ăsta e a treia lucru, i-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și mare? Cum ar fi putut să vadă ucenicii potolirea furtunii dacă n-ar fi fost o furtună? Cum ar fi putut să vadă potolirea furtunii dacă n-ar fi îngăduit Dumnezeu această încercare? De aceea în viața noastră adeseori Dumnezeu îngăduie anumite încercări ca prin ele să-și proslăvească numele și să-i vedem puterea. Cred că fiecare puteți mărturisi. Cele mai mari mângâieri le-am primit nu când eram sus pe munte. Cele mai mari mângâieri le-am primit în văile cele mai adânci. Cele mai binecuvântate mesaje pot să spun că le-am primit când eram în zdrobire, când eram frânt, când eram lovit. Atunci a venit Dumnezeu și mi-a vorbit în mod special. Al doilea lucru pentru care am sărit să aduc aminte. În cuvântul acesta spune că Iisus era cu ei. Dar faptul că Iisus era cu ei, nu au fost scutiți de furtună. Frați și surori, adesea unii oameni deznădăjduiesc și spun că Dumnezeu ne-a părăsit.
chiar și în vremuri bune, chiar și în vremuri grele, să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să credem că El este cu noi. Să ne ajute Dumnezeu să ne încredem în El și să nu creadem șoapta diavolului care spune că Domnul Dumnezeul nostru ne-a părăsit când trecem în vremuri grele. Și chiar dacă există vremuri de tăcere, chiar dacă există vremuri când cerul e închis, când nu ai nicio descoperire, când nimeni nu vine să te îmbărbăteze, să te încurajeze, haideți să ne dăjduim în Domnul care va duce și vremea izbăvirii, dar până aduce El, e foarte important să ne luăm examenele. Că am privit în viață la doi oameni, sau puteți și voi la mai mulți oameni să priviți, și au trecut prin aceeași situație și unul iasă biruitor, unul nu iasă biruitor. Unul cârtește, unul se lasă de credință, altul nu lasă. Desigur, unele teste în viață sunt foarte grele, dar Cel ce le îngăduie, credem că are și tăria să ne dea putere să ieșim biruitor în ele. În primul rând am amintit rolul încercării. Apoi aș vrea să amintesc de ce Dumnezeu îngăduie încercare dintr-un alt pasaj. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 9, versetul 3. Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. În al doilea rând, în primul rând care am amintit că Dumnezeu îngăduie încercarea ca să-i vedem tăria, ca să-i vedem puterea și chiar dacă El este cu noi, totuși trecem prin anumite încercări și să-i vedem măreția și puterea de a potoli furtuna. În al doilea rând, Dumnezeu îngăduie unele încercări în viața noastră ca să se vadă noi slava lui Dumnezeu. Mărturiseam unii frați care au trecut chiar prin suferințe în trup, îngăduiți prin spitale, că acolo au văzut slava lui Dumnezeu doctorii. Acolo au văzut slava lui Dumnezeu oamenii care erau în salon lângă ei, cu toate că nu ușor, cu toate că nu-mi place, cu toate că nu-mi doresc. Dar Dumnezeu îngăduie anumite lucruri ca să se vadă slava lui Dumnezeu în mine și în noi. Și chiar uitați-vă la un om al lui Dumnezeu, Elisei. Biblia spune că sfârșitul lui a fost un sfârșit de biruitor, din punct de vedere spiritual. Dar spune Scriptura că se îmbolnăvește de moarte în trup și se duce din viață. Iar dacă ne punem întrebarea de ce chiar la sfârșitul alegării Dumnezeu în viața unor îngăduie anumite suferințe în trup, frați și surori, o știe Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu îngăduie suferințe în noi sau în anumite încercări pentru ca să ne dezlipească de glie, de pământul acesta. Chiar eram zilele acestea la un cer de rugăciune și Domnul vorbea un cuvânt mai dureros și mai greu, căci va trece poporul lui Dumnezeu prin mai multe pierderi, prin mai multe steaguri de doliu și desigur nu e un lucru ușor. Dar spunea Dumnezeu că asta a ajuns să fie soluția lui Dumnezeu ca să ne despartă de glie și să ne îndrepte privirile spre cer. Gândiți-vă la izraeliți. Înainte să iasă din Egipt, spune Scriptura că le sunt luate și paiele și robia pasă din ce în ce mai greu. Acum am eu o părere personală, frați și surori. Dacă le era bine în Egipt și aveau totul, nu cred că ar mai fi pornit ei în drumul spre Canaan. De aceea uneori Dumnezeu îngăduie în anumite suferințe în viața noastră ca să ne îndreptăm mai mult privirea spre cer. Și chiar pentru unii îngăduie până le intră în țărână anumite suferințe în trup, din pricină ca ei să rămână lângă Dumnezeu și să rămână aproape de El și prin lucrurile acestea Dumnezeu îi ține lângă El. Aș dori apoi să trecem la următoarea treaptă, să spun așa, la furtunile care vin în viața oamenilor ca pedepse din partea lui Dumnezeu. Am uitat puțin la Fapte, capitolul 27, versetul 13, și spune: începuse să sufle un vânt ușor de miază zi, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorile și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. În corabie era și Pavel și în corabie erau și ceilalți oameni. Pavel le spune soluția lui. Și vin acești oameni și Scriptura descrie așa de frumos: s-au simțit stăpâni pe țintă. S-ar putea în viața noastră să ajungem la un moment dat, să ajungem să ne simțim și noi stăpâni pe țintă. Spuneam psalmistul David: în bunăvoința ta m-ai așezat pe munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Deci sunt momente în viață în care Dumnezeu ne dă momente de har, momente de munte, de biruință. Și nu spune psalmistul David: Doamne, m-ai dat jos, ai dat cu mine de pământ. Nu, zice, doar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Și s-ar putea să avem anumite momente în viață de încredere în sine, de încredere în noi. Când toate lucrurile mergeau bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Și Dumnezeu să îngăduie în viața mea anumite, să îngăduie orachilonul, ca să mă ajută să mă trezesc și să înțeleg nevoia și dependența de Dumnezeu. În al doilea rând, aș dori să amintesc în legătură cu borile spirituale, care, desigur, pot aduce această cauză poate aduce și consecințe spirituale, e faptul atunci când omul nu e serios cu lucrurile spirituale sau cu slujbele care le face înaintea lui Dumnezeu.
1 Corinteni, capitolul 11, versetul 30, spune astfel. Din pricina aceasta sunt mulți, sunt între voi, mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Iar apoi 2 Cronici, capitolul 26, versetul 19. Osia s-a mâniat în mână, avea o cădeliță și cum s-a mâniat pe preoții, a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Unele boli spirituale și unele boli fizice pot fi îngăduite din pricina neseriozității oamenilor cu lucrurile lui Dumnezeu. O zis Apostolul Pavel în Corinteni, eu spun cu cuvintele mele, măi omule bun, când vii la cină, cercetează-ți viața să-ți fie curată, ca să nu atragi mânia lui Dumnezeu asupra ta. Desigur, când venim, Dumnezeu ne iartă și ne curățește, dar Apostolul Pavel ne concentrează atenția noastră, ca nu cumva prin înșelăciunea păcatului să avem stări vinovate și să totuși să ne apropiem de cina Domnului, să vadă oamenii din jurul nostru că pozăm bine și starea noastră e foarte reală. Mi-aduc aminte, spunea cineva că în vremea adolescenței, când era el tânăr, cu un an în urmă în zile, aproximativ 30 de ani, s-a dat o descoperire prin Duhul Sfânt către niște oameni și au spus, nu vă ascundeți după cina Domnului. Adică dacă starea ta nu-i bună, nu te apropia, ci veghează să te curățești și apoi apropie-te cu ajutorul lui Dumnezeu. Desigur, diavolul ar putea să ne acuze de anumite lucruri care cu adevărat nu sunt în viața noastră și am auzit și oameni care nu s-au apropiat din pricină că cugetul lor a fost prea slab și diavolul a abuzat și în această privință. Dar eu vreau să vorbesc despre acea privință, de acea situație în care omul cu bună conștiință face anumite lucrări pozând că starea lui bună, deși starea lui nu este bună. De aceea Dumnezeu ne cheamă în îndurarea lui să rămânem la locul nostru. Ozia era chemat ca împărat, avea destule. Era numărul unu din Israel. Avea destul. Dar nu era treaba lui să aducă tămâiere și să intre în templu. Și fiindcă s-a jucat cu lucrurile spirituale, Dumnezeu îl pedepsește. De aceea, acum, în momentul vreau să vorbesc și de bunătatea lui Dumnezeu, dar și de dreptatea și de hotărârile lui. Acum, frați și surori, aș dori să mă opresc puțin, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin îngăduința lui, asupra unor greșeli și asupra unor soluții din partea lui Dumnezeu. Greșelile sunt ale oamenilor și soluțiile sunt ale lui Dumnezeu. Ca temă am avut în această zi soluția ieșirii din boală. Desigur, de multe ori când vin oamenii la cei care sunt puși în anumite slujbe și vestesc cuvântul lui Dumnezeu sau la slujitor, de multe ori oamenii și-ar dori pentru problemele pe care le avem să le dai o pastilă ca pastila de tensiune, să-i regleze tensiunea și să o rezolvați, să o liniștit. Și să le dai medicamente pe moment care rezolvă toate problemele. Frați și surori, noi nu avem pastile din taste din Scriptură, ci noi avem cuvântul lui Dumnezeu care trebuie aplicat în viața noastră treptat. De multe ori ne-am dorit izbăvirea să vină pe moment, dar având în vedere că sunt unele legături și greutăți, Dumnezeu îngăduie chiar un timp de suferință până aduce izbăvirea. De aceea vom primi prin Scriptură și măsura în care Dumnezeu mă va ajuta, voi căta să vorbesc și despre greșelile oamenilor și despre soluția când ajung în anumite suferințe. Referitor la boala fizică la care am spus, nu întotdeauna Dumnezeu vrea să ne scape și e în planul Lui să ne aducă izbăvire deplină, adică să ne vindece. Și acum aș dori să mă opresc puțin. Omul își dorește izbăvirea. Omului nu-i place să sufere. Mie, frați și surori, din instinctul care l-am natural, nu-mi place să sufăr. Mie, din instinctul natural care mi l-a dat Dumnezeu pe pământ, îmi place să trăiesc pe pământ. De ce vreau să vă spun? Uitați-vă la noi. Dacă cineva ne-ar băga cu capul în apă și să ne nece, nu ne-am uitat la el și am spune mulțumesc frumos. Și omul cu toată puterea care o are și-a ridicat capul afară ca să tragă oxigen să trăiască. Și diavolul a spus către Dumnezeu în împrejurarea cu Iov, omul dă tot ce are pentru pielea lui. Și faptul că noi ne dorim de plin ca Dumnezeu să se atingă de toate nevoile noastre în trup, ne duce să fim predispuși spre nemulțumire, spre cârtire și chiar spre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Apoi, în a doilea rând, ne duce chiar la anumite predispoziții spre lucrări de amăgire. Ce vreau să spun prin lucrul acesta? Eu nu o să amintesc, doar pe scurt, nu o să citesc, că timpul fuge. Scriptura spune că în ultimele zile din urmă va fi îngăduit diavolului să facă semne, puteri și minuni. Și în Apocalipsa spune astfel, ca să dăie și viață icoanei care era pe moarte și ca să facă acolo lucrare de înviere. Spune Scriptura că în vremurile din urmă vor fi îngăduiți hristoși mincinoși. Acum am fost întrebat în vremea copilăriei la nivelul minții ce înseamnă să fii proroc mincinos.
Rob mincinos înseamnă să prorocești, dar nu de la Domnul. Ce înseamnă să fii învățător mincinos? Să înveți, dar nu de la Domnul. Dar ce înseamnă să fii Hristos mincinos? Poate vom spune, nu prea are multă legătură cu boala, dar vreau să ajung la un gând. Și atunci în mintea mea m-am blocat și am căutat și am găsit un răspuns și spune astfel. Hristos mincinos înseamnă să faci ceva asemănător cu al lui Iisus, dar să nu fii din Duhul Lui. Eu nu pot lua bucata asta de hârtie și să spun că e 100 de lei fals, că râd și copiii mei de mine. Ca să fie fals, trebuie să fie foarte asemănător, dar pe undeva să nu fie adevărat. O bagnotă falsă este foarte asemănătoare cu originalul. Și acum, frați și surori, aș dori să vi-l spun un gând și m-aș bucura să fie înțeles corect. În mintea mea atunci s-a pus o întrebare și întrebarea era următoare. Dacă Scriptura zice că în vremurile din urmă vor fi îngăduite surse de vindecare falsă, de pildă, un caz practic, un om nu se poate lăsa de fumat și se duce la o vrăjitoare care face anumite rugăciuni către diavolul, nu știu cum să vă explic, asupra sufletului lui. Și omul acesta este scăpat de țigări. Dar, atenție, în schimb este îngăduit un duh de boală peste el, un duh grozav care îl pune în pământ. Deci omul acesta a alergat la sursă străină care i-a rezolvat, să zic așa, o problemă, dar a alergat la sursa greșită. Și uitați-vă că diavolul s-a retras dintr-o apăsare ca să-l amăgească pe om, dar i-a dat o apăsare care l-a dus și să moară departe de Dumnezeu. Deci cu lumea spirituală noi nu ne putem juca. Și atunci mi s-a pus următoarea întrebare. Dacă în vremurile din urmă va fi îngăduit diavolului să facă semne, putere și minuni, și poate de altă dată Dumnezeu va îngădui să vorbim și despre lucrarea de amăgire. Și mi s-a pus întrebarea către mine, ce ai face tu, Ionică, dacă ai fi bolnav în trup și ai fi pe moarte? Și ai ști că undeva este o sursă de vindecare în trup, unde să vezi că oamenii se vindecă. Ce ai face? Ai merge să fii vindecat acolo, mă refer la o sursă străină, sau ai rămâne cu mine, care nu vreau să-ți vindec trupul, și vreau să repet, ce aș face eu dacă aș fi de pildă bolnav în trup și să văd că vecinul meu a plecat într-un loc oarecare unde nu-i chema numele lui Dumnezeu și a fost vindecat? Să văd cu ochii mei. Aș accepta să rămân cu Dumnezeu care vrea ca să nu-mi vindece trupul, dar să mântuiască sufletul, sau aș merge acolo ca să fiu vindecat? Frați și surori, nu știu dacă în viață o să ajung în ipostaza aceasta. Dar mă rog ca Dumnezeu să mă întărească și cred că ar trebui fiecare. De ce? Dacă eu ca și om aș spune, măi omule bun, cum să merg să fii vindecat? Frați și surori, apar greutăți în viață. Și următorul gând m-am gândit, ce ai face? Și mi s-a spus, ce ai face dacă ai avea o soție și câțiva copilași micuți acasă pe care va trebui să-i leși? Și atunci, frați și surori, poporul lui Dumnezeu e chemat să accepte soluția lui Dumnezeu, care nu-i cea mai plăcută, nu-i cea mai frumoasă, nu-i cea mai ușoară. Pentru Fiul întrupat, singurul venit din veșnicie, Dumnezeul Tatăl a avut voia Lui. Și voia Lui era jertfirea trupului. Și pentru noi jertfirea trupului nu-i cea mai bună și plăcută, dar este soluția lui Dumnezeu cu planul divin în a-L proslăvi și a înălța numele. De aceea noi suntem chemați să rămânem cu Dumnezeu chiar și în vremuri grele, chiar și în vremuri când soluții omenești avem și ne pot scăpa. Mă refer la această soluție vinovată. Asta nu înseamnă că nu putem apela la mâinile oamenilor când trebuie să trecem și Dumnezeu ne îngăduie și prin spitale. Nici de cum, nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar această întrebare a fost pentru mine. Să-mi pun întrebarea dacă iubesc mai mult viața de aici sau cea de dincolo. Frați și surori, aș dori să vă spun o întrebare pe care și un răspuns pe care l-am pus unui tânăr de 28 de ani care este aproape de mine. I-am spus că frații mi-au dat această temă și trebuie să stau înaintea Domnului să primesc un cuvânt. Tânărul acesta este în cărucior de mai mulți ani de zile și la 28 de ani a ajuns în cărucior. Și am pus întrebarea stând lângă el și am spus, ce cuvânt și ce răspuns ai dat acestor oameni? Care e soluția ieșirii din boală? Desigur, pe el Dumnezeu nu l-a vindecat. Și s-a uitat la mine și mi-a spus un răspuns care, vreau să spun, a fost ca și o palmă pentru mine. Și a spus așa, acceptare. Soluția din boală este acceptare. Frați și surori, atunci când Dumnezeu nu face cum dorim, apar tot felul de boli, de îndoieli, de necredințe, pot apărea și hule împotriva lui Dumnezeu. Poate fi adeseori în viață singura soluție care să ieșim din boală este acceptare. Nu vom ieși din boala fizică, dar vom ieși din acel umbral al cârtirii, al nemulțumirii, al răzvrătirii.
De aceea, în drumul acesta, zic din toată inima, să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să acceptăm voia Lui. E foarte important în această lucrare să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și pentru oamenii din jur care sunt. Aici, de pildă, aș vrea să amintesc a doua greșeală și soluția lui Dumnezeu pentru noi. Pentru ceea ce am amintit pentru vindecări din boală, din sursă străină, găsesc un verset din Osea, capitolul 5, versetul 13. Când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria și îi trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătos, nici să vă lecuiască rănile. Adică o greșeală este să alergăm la surse străine. Și în a doilea rând, soluția este să alergăm la Dumnezeu. Acum aș dori să mai citesc câteva versete și să tragem puțin concluzia despre pașii care ne duc spre vindecarea bolilor noastre. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 și versetul 14, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Osea, capitolul 6, versetul 1. Vreți să veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. Și El ne-a lovit de tot. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rânii. Frați și surori, Scriptura ne dă câteva soluții. Cum am amintit data trecută când am vorbit despre robiile oamenilor, în primul rând, uitați-vă, sunt boli în trup pe care le putem identifica foarte ușor. Se uită cineva la tine și vede că nu poți umbla. Se uită cineva la tine că n-ai un picior. Și sunt lucruri foarte vizibile. Dar sunt boli chiar în trupul acesta care nu le poți identifica cu ochii aceștia. Ci la un moment dat omul ajunge într-o stare în care nu se mai poate face nimic. Tot așa, frați și surori, în primul rând, este foarte important să identificăm bolile din viața noastră. De ce vreau să spun lucrul acesta? Sunt lucruri, sunt păcate, sunt lucruri care sunt foarte vizibile. Dar de pildă, un duc de îngânfare, un duc de mândrie, este mai greu de identificat. Și atunci e nevoie de sinceritate când Dumnezeu ne vorbește să fim smeriți și să acceptăm soluția lui Dumnezeu. În primul rând, e foarte important să identificăm boala, să ne vedem rănile, să ne vedem dependența, să ne vedem slăbiciunea, să ne vedem falimentul. În al doilea rând, să fim oameni smeriți, oameni care acceptă să vină la Dumnezeu. În al treilea rând, să alergăm la mărturisire, la consiliere, la sta de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu care sunt zestrași și au fost chemat pentru această putere, pentru această lucrare și înzestrați cu Dumnezeu cu putere de eliberare. În urma mijlocirii, în urma rugăciunii de mijlocire. Și aici aș vrea să amintesc mărturisire, iertare și apoi eliberare. Frați și surori, mulți oameni și-ar dori să fie iertați, dar nu eliberați. Iertarea e foarte importantă. Vindecarea e foarte importantă. Dar e important să fim eliberați. De ce? Ca nu după ce m-am mărturisit să fiu din nou în acele stări căzând pentru că nu m-am mărturisit cu toată inima sau nu am descărcat totul, păsul, toată greutatea, toată vinea înaintea lui Dumnezeu. De aceea am gândit să identificăm, să ne vedem, să ne smerim, să ne mărturisim, primind iertarea din partea lui Dumnezeu, alături de această iertare să fie eliberare, să mă duc de acolo un om schimbat de Dumnezeu, care are putere să biruiască și desigur lucrarea aceasta se concentrează mult asupra bolilor spirituale. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că de acolo încolo am fost chemat să-L proslăvim. În urma acelei eliberări, sufletul acesta va continua și sufletele noastre vor continua cu luptele. Dar am fost eliberați și cu ajutorul Lui putem să fim biruitori de acolo încolo. Și aici e scopul lui Dumnezeu. Dacă poporul peste care este chemat numele meu, nu orice popor, ci poporul meu, spune cuvântul lui Dumnezeu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate la căile lui rele. Îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute în privința aceasta. Apoi un al patrulea lucru care aș dori să-l amintesc din gândurile acestea este că oamenii își doresc, cum am amintit înainte, un tratament rapid.
Aș vrea să spun că mai ales în vederea lucrării de eliberări a bolilor sufletești, adesea în viață a oamenilor și auzind și din gura oamenilor care au fost alături în vederea mijlocirii și a rugăciunii, de cei care au fost scăpați, izbăvirile de multe ori nu s-au realizat pe moment. De ce? Trebuie să realizăm că există o lume spirituală. Când Israel păcătuia și se îndepărta de Dumnezeu, Dumnezeu trimitea popoare străine care îi robiau și îi biruiau. Dar ce s-a întâmplat? Adesea erau nevoie de ani de zile de pocăință din partea lor până Dumnezeu le aducea izbăvirea. Unii oameni și-ar dori ca biserica să fie un fel de salvare pentru ei în orice clipă. Să vină la biserică după ce au păcătuit, după ce au făcut tot felul de lucruri, să vină la biserică și pe moment să fie eliberați, să plece înapoi și să-și vadă în continuare de drum. Pentru unele persoane în anumite stări a fost îngăduită o vreme de judecată. De ce? Ca omul acela să realizeze că lumea spirituală nu e o lume cu care mă joc, nu fac tot ceea ce vreau. Și oamenii, chiar prin momentul acesta, care au fost îngăduit de pedeapsă, de apăsare peste ei, prin momentul acesta ei au realizat și să zic așa, i-au costat ceva, au plătit un preț. Și în a doua oră, când au trebuit să se joace din nou, să se joace din nou cu lumea spirituală, au fost mai atenți, mulți dintre ei. Dacă Dumnezeu a realizat toate lucrurile pe moment și ne-a scăpat, omul n-ar înțelege prețul. Uitați-vă prețul izbăvirii noastre, noi nu-l cunoaștem cu adevărat. Pentru că nu l-am plătit noi, ci prețul izbăvirii noastre l-a plătit Mielul, care a urcat pe acea cruce și a luat asupra lui suferințele și poverile noastre. Și faptul că pe mine nu mă coastă. Uitați-vă atunci când greșesc, când păcătuiesc. Dacă cineva ar face rău unui copil, unui om și aș vedea că curge sânge, de pildă, din mâinile cuiva, am fi mult mai atenți. Dar faptul că izbăvirea și eliberarea nu mă coastă de multe ori și iertarea. De aceea sunt ispitit așa de ușor să mă abat de la legea și poruncile lui Dumnezeu. Un următor lucru, un al cincilea gând, pentru scăpare așa. Aici vreau să spun de care nu este scutit nimeni. Spune cuvântul lui Dumnezeu, împărățiile se clatină, neamurile se frământă. Oamenii vorbesc despre vremurile acestea care le trăim. Mulți ne întrebăm ce se va întâmpla, cum va fi. Frați și surori, nu știu ce va fi, nu știu exact cum va fi. Știu un lucru, că Dumnezeul nostru, cum au zis tinerii aceia, poate să ne scape. Dumnezeul nostru poate să deschidă uși. Dumnezeul nostru poate să deschidă moașe, precum o deschis la copiii în Egipt, care să facă să trăiască copiii, să trăim și noi. Dumnezeul nostru poate. Însă dacă nu o va face, în măsura și cum ne dorim noi, suntem chemați să ne rugăm să ne ajute să fim gata să plătim prețul. Împărățiile se clatină, oamenii aleargă, se cutremură temeliile și spune psalmistul, ce să facă cel neprihănit în momentul în care se cutremură cel neprihănit? Dar în momentul în care se cutremură temeliile, dar Scriptura zice, Domnul este în templul lui cel sfânt. Și fie chiar în această vreme, Dumnezeul nostru a rămas pe tron. Dar faptul că nu face cum ne dorim noi, nu înseamnă că Dumnezeul nostru nu e atent la rugăciunile noastre. De aceea, în această vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Soluția ieșirii din îngrijorare este încrederea în Dumnezeu. Din această boală de teamă, de îndoială, de necredință, este să ne punem toată ființa în ajutorul lui Dumnezeu, încrezându-ne în El. Și desigur, nimeni nu-i scutit să fie atacat de boală, de teamă și de îndoială. Apoi, frați și surori, în a șaselea rând aș dori să amintesc soluția pentru bolile noastre fizice. S-ar putea în viață Dumnezeu să poruncească vindecare și în urma ungerii cu un de lemn sau rugăciunea acasă Dumnezeu să ne vindece. Însă s-ar putea să fie și momente în care Dumnezeu să ne îngăduie chiar și pe mâinile oamenilor, cum am amintit și repet din nou. S-ar putea ca adesea soluția pentru bolile noastre în trup să fie odihnă, să fie liniștire, să fie un suflet care are să aibă nevoie de liniște. Și chiar la aceasta ne cheamă Dumnezeu să fim atenți, grijind chiar și de trupul nostru care este templul Duhului Sfânt și să poată să fie dăruit Lui. În aceste cuvinte am căutat puțin să cuprind în măsura în care Dumnezeu m-a ajutat și în măsura în care am înțeles și eu din Scriptură soluția, cauzele care ne duc înaintea lui Dumnezeu la boală și soluțiile care ne pot ajuta să fim izbăviți de acolo. Un alt lucru care aș dori să amintesc este faptul că
Adesea ori oamenii caută să lucreze la consecințe și nu la cauză. De pildă, dacă se întâmplă ceva rău, oamenii vor căuta de multe ori cum să stingă focul. Și e foarte important că vor căuta să stingă focul. Dar trebuie să căutăm și cum s-a aprins focul, ca de altă dată să nu se mai întâmple. Iar referitor la bolile trup care sunt îngăduite în viața oamenilor, un gând care aș dori să-l mai amintesc este faptul că trebuie să facem în viața aceasta deosebire foarte bine. Nu tot ceea ce e o boală în trup, frați și surori, este și un duh de boală. De pildă, dacă eu neglijez sănătatea sau oamenii au ridicat greu și au ajuns să aibă anumite boli în trup, nu este întotdeauna o boală în trup și o apăsare din partea celui rău. Dacă, de pildă, nu sunt atent și am o arsură în corp din pricina că n-am vegheat și n-am fost atent, nu pot să-l numesc că este un duh de boală, a fost o neglijare a omului sau greutatea vieții care m-a dus să fac anumite lucruri, să lucru în anumit fel și să plătesc pe mai departe anumite consecințe în trup. De aceea să nu judecăm întotdeauna oamenii care trec prin trup ca și cum ar fi pedepsiți de Dumnezeu. Sunt anumite boli naturale care se întâmplă în trupul nostru. Bunul Dumnezeu să ne lumineze viața și să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Să fim oameni care în primul rând acceptă voia lui Dumnezeu, când voia lui Dumnezeu e să trecem prin anumite încercări, iar în al doilea rând, să fim oameni care nu sunt bolnavi spiritual. Oameni care au ochi sănătoși, care îl văd pe Dumnezeu, care își văd starea. Oameni care au urechi sănătoase, care pot să-L audă pe Dumnezeu, care pot să deosebească glasul păstorului de glasul străinului. Oameni care au picioare sănătoase pe calea mântuirii, care pot să alerge. Oameni care au brațe sănătoase, oameni care au mâini curate, care să ridice spre cer și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Oameni care să aibă suflete nemânjite, nepătate, ci curățite de Duhul lui Dumnezeu, pus în slujba Lui, pentru binele nostru și a celor din jur. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să vă binecuvânteze pe toți. Și atunci când apar lucrări și boli în viața noastră spirituală, să alergăm la soluția care ne cheamă Dumnezeu spre pocăință. Astfel să fim biruitori cu ajutorul Lui și să-L proslăvim până la sfârșitul alergărilor noastre. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze. Frate Olic, aleluia! Thank you.